Bun găsit, dragii mei! Ați văzut știrea aceea cu puiul îngălbenit, cu puiul vopsit. Nu umblăm cu cioara vopsită, dar puiul vopsit a făcut cap de afiș. A fost știrea cea mai importantă zilele trecute pe la toate canalele de televiziune. Au dat-o și la știrile Pro TV. E vorba despre pui aceea pe care îi cumpărăm crezând că sunt pui de țară. De fapt, nu sunt pui de țară și vă spun sincer, cea mai simplă verificare pe care o puteți face acestor pui este să-i puneți la fiert și dacă se fierb într-o jumătate de oră, o oră, înseamnă că nu sunt pui de țară. Dacă se fierb în două ore și tot simțiți că este carnea tare, atunci cu siguranță sunt pui de țară. Ca să nu mai vorbim despre vopseaua care rămâne în oală, în apa pe care o aruncați după ce fierbeți puiul. Așadar, știu că se cumpără foarte mult în România și se mănâncă foarte mult la noi în țară pui. Puiul, nu mai vorbim despre faptul că nu e de țară, este și plin de hormoni și foarte nesănătos și foarte mulți caută un pui de țară în magazine pentru că e de la sine înțeles, nu toată lumea are rude și are cunoștințe și poate să-și cumpere un pui bio sau un pui de la țară dintr-o sursă sigură. E normal, nu avem cu toții de unde, dar încercăm să mâncăm ceva mai puțină carne, dacă am încercat să mâncăm ceva mai puțină carne și atunci când găsim un pui din sursă sigură să-l mâncăm, știu că pe vremuri bunicii și străbunicii noștri mâncau carne așa, ca într-o zi de sărbătoare, o dată pe lună, când tăiau o găină, gândiți-vă că aveau 10-20 de găini în curte, nu-și permiteau să mănânce în fiecare zi carne de pui. Noi vrem în fiecare zi la micul dejun să avem o felie de șuncă, la prânz avem două feluri de mâncare, o ciorbă de carne și felul 2, eventual niște pui și seara la fel o masă cu carne. Este foarte, foarte multă carne, nu-i sănătoasă pentru organism, de aceea și incidența bolilor cardiovasculare la noi în țară este cea mai mare la nivel mondial, gândiți-vă, e o situație dificilă la noi în țară. Deci, concluzia este, ca să nu mai stăm să mai căutăm puiul de țară sau puiul vopsit sau puiul bio și să dăm de două ori mai mult pe el, important ar fi să mâncăm mai puțină carne și chiar dacă am consuma o dată pe lună acel pui vopsit, n-ar fi o tragedie. Important este să mănânci puțin și dacă mănânci prost, dar măcar să mănânci puțin. Vă pup, dragii mei, ne revedem mâine dimineață!